Intervenție contra cronometru a pompierilor. Salvatorii din Orăștie au sărit în ajutorul unui cățel luat de apele umflate de ploi. Stăpânul său a sunat marți seară la 112 și a alertat autoritățile. Patrupedul a fost purtat de viitură, dar a reușit să se agațe de câteva bucăți de lemn prinse de un pom rămas în mijlocul râului. Ca să reușească să-l salveze pe Rex, o parte dintre pompieri au ținut pe umeri scara, iar celălalt capăt a fost întins peste ape și sprijinit în crengile arborelui. Un pompier a trecut astfel pe podul improvizat, a luat cățelul speriat în brațe și l-a trecut peste vâltoare. Totul a durat circa jumătate de oră. O intervenție plină de emoție, marca Isu Hunedoara. Hai și luați-l!